Daria Crișan se mândrește cu numele pe care îl poartă, chiar dacă, la începuturi, era acuzată că are pile ori de câte ori câștiga vreun concurs muzical. Celebritatea tatălui ei a ambiționat-o mereu să muncească mai mult și să se afirme pe cont propriu. Nu vreau să dau la o parte numele meu, ci, din contră, îl respect și îl iubesc. Faptul că port numele Crișan m-a ambiționat mereu să muncesc mai mult și mai mult. Nu a fost ușor niciodată, recunosc. Dar dacă ar fi, unde mai e satisfacția? Tânăra actriță spune că de la tatăl ei, Cătălin Crișan, a moștenit simțul umorului și sensibilitatea. De cealaltă parte, mama ei, medic de profesie. A învățat-o să fie realistă și echilibrată. De la tata am învățat să mă ascult inima și să presar cât mai mult umor în viața mea. Iar de la mama am învățat să fiu optimistă, realistă și echilibrată. Eu cu Rari s-am avut mereu o relație foarte strânsă. Așa ne-a crescut mama. Ne-a învățat cât de important este că ne avem unul pe celălalt în această viață. Ne iubim enorm. Este adevărat că atunci când eram mici ne băteam foarte rău, dar asta pentru că avem personalități puternice. A fost dragoste cu năbădăi. Acum suntem cei mai buni prieteni, formăm o echipă și un duo muzical unic în România. Scriem piese pe care le cântăm împreună și dorim ca muzica noastră să ajungă la cât mai multă lume. A spus tânăra, actrița și-a câștigat primii bani când a fost premiată la un concurs de muzică. Atunci a cumpărat primul telefon, iar fratelui ei mai mic i-a făcut aceeași bucurie. Primii bani am câștigat la un concurs de muzică unde am luat locul întâi, iar cu acei bani am luat două telefoane, unul pentru mine și unul pentru Raris. Acelea au fost primele noastre telefoane. Eu și Darisian ne-am cunoscut la facultate, făcând parte din aceeași generație la UNATC. Energia lui mi-a întors capul și primul gând a fost uite o persoană solară, ca și mine. Amândoi aveam alte relații pe atunci, așa că tot ce puteam să observăm era că ne-am înțeles foarte bine din prima. Că semănăm ca două picături de apă și că, dacă alimentăm relația de prietenie, urmează să devenim cei mai buni prieteni. Ceea ce uite că s-a și întâmplat, dar la un alt nivel, a încheiat Daria. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.